La odihnă. 1. După îndelungi peregrinări fără rost dintr-o trupă într-alta, singurul fiu al negustorului de categoria 1, Nil Ovsianikov, muri de tuberculoză și beție în spitalul orășenesc din Narovciat. Tatăl său, care în timpul vieții nu numai că îi refuzase orice ajutor, dar îl și amenințase că îl va blestema în mod solemn în fața altarului, înființă cu prilejul primei aniversări a morții fiului și în amintirea lui, azilul Alexei Nilovici Ovsianikov pentru actori bătrâni și nevolnici. Poate că, unde azilul se găsea în capitala unei gubernii uitate de lume, ori din alte pricini necunoscute, în el se adăposteau totdeauna puțin locatari. Fusese amenajat într-o casă boierească nelocuită, unde toate odăile căzuseră de multă vreme în paragină, cu excepția unei săli uriașe, cu parchet pe jos, cu ferestre uși și cu coloane albe date cu var, strâmbate de vechi ce erau. În sala aceasta se adăposteau în toamna anului 1899 5 actori bătrâni, rămași pe drumuri, mânați aici de mizerie și de boală. În mijlocul sălii se afla o masă ovală acoperită cu o mușama galbenă care imita marmura, iar de-a lungul pereților, între coloane, erau rânduite paturile, fiecare cu câte un dulăpior asemănător cu acelea din spitale și internate. Ferestrele cele mari nu se deschideau niciodată de teama curentului. De aceea, în odaie se statornicise un miros propriu bătrânilor murdari și burlaci, miros de fum de tutun înnăcrit, de rufărie soioasă și de spital. Sus, între pereți și tavan, atârna totdeauna dantela cenușie și prăfuită a păienjenișului neșters cu anii. Locul cel mai bun era socotit colțul de lângă marea sobă olandeză, construită din plăci vechi de teracotă pictate cu lalele albastre. Aici era foarte cald iarna, iar soba lată, care ascundea privirilor patul, îi dădea într-o anumită măsură aspectul unei camere separate. În locul acesta privilegiat se aciuiase cel mai vechi locatar al azilului Ovsianikov, fostul tenor de operetă Lidin Baidarov, un bătrân slab de minte, cu orizontul foarte limitat și neobișnuit de orgolios, care abia-și purta trupul puhav și nevolnic pe picioarele subțiri deformate de gută. Fiindcă fusese primul locatar al azilului, chiar de la înființarea lui, își lua aer de stăpân al casei și dădea primul tonul anecdotelor fără perdea și înjurăturilor grosolane, care însoțeau întotdeauna discuțiile generale. Tot el acoperea coloanele albe din sală și pereții closetului cu desene obscene și cu maxime dezgustătoare în versuri și în proză, care se revărsau ca dintr-un izvor inepuizabil din imaginația lui bolnăvicioasă de libidinos refulat. De cealaltă parte a sobei, mai aproape de fereastră, se instalase fostul sufleer Ivan Stepanovici, un bătrânel pleșuv, fără dinți, cu fața stafidită. În lumea teatrului, îi se spunea pe vremuri familiar Stacanuci, poreclă care îi se păstrase și în azil. Era un om blajin, evlavios, cam tare de ambele urechi și timid ca toți surzii. Lidin Baidarov se distra zilnic pe socoteala bătrânului sufler, spunându-i de câteva ori pe zi, cu o expresie preocupată, tot felul de obscenități, la care Stacanuci, cu un zâmbet blând și sfios, dădea grăbitul din cap, răspunzând anapoda spre marea plăcere a fostului prim amorez de operetă, care nu se plictisea niciodată de gluma asta. Stacanuci meșterea cât era ziua de lungă cu niște cutiuțe grozav de complicate din hârtiuțe multicolore, sârmă subțire și mărgele. Odată sau de două ori pe an, trimitea cutiuțele astea fiului său, Vasia, figurant la un teatru dintr-o capitală de județ. Iar când nu lucra la cutiuțe, stătea pe pat și făcea paciențe din care știa un număr impresionant. De aceeași parte, dar chiar lângă fereastră, își avea patul bătrânul actor de tragedie, Slavianov Raiski. Dintre cei 5 locatari ai azilului, numai el fusese pe vremuri celebru. Numele lui, tipărit pe afișe cu litere de o șchioapă, răsunase timp de 7 ani prin toate orașele provinciale din Rusia. Dar numai după un an de la apusul său, pricinuit de beție, publicul și presa îl uitaseră cu totul. Însă, în culise, actorii bătrâni și-au mai amintit multă vreme de succesele nemai văzute ale turneelor sale, de sumele fabuloase pe care le cheltuia cu chefurile lui legendare, de scandalurile și de bătăile puse la cale de el în fiecare oraș. Față de colegii săi din azil, Slavianov Raiski se purta cu trufie și afișa cu ostentație o tăcere plină de dispreț. Zile întregi stătea întins în pat, fără să scoată o vorbă, fumând fără întrerupere țigări uriașe răsucite de el. Uneori sărea pe neașteptate în picioare, începea să umble în sus și în jos prin sală, cu pași mărunți și repezi, de la fereastră la ușă și înapoi. În timpul mersului său febril, făcea cu mâinile gesturi scurte de indignare, mormăind fraze de neînțeles. Vis-a-vis se afla patul bunicului, care, ca și Stacanuci, era cunoscut de întreaga lume actoricească mai mult după această poreclă decât după numele său adevărat. De 3 luni bunicul nu se mai scula din pat. Zăcea cu obrazul uscat, înrămat de părul alb, moale și lung,
și aducea în cămașa albă cu icoana unui sfânt pe patul de moarte. Vorbea puțin, cu pauze lungi, cu un glas înnăbușit și subțire de om bătrân și atât de anevoie de parcă gemea la fiecare cuvânt. Era bolnav de piept, dar îi venea greu să tușească, așa că hârâia doar, slab și jalnic. Bunicul era foarte bătrân, probabil mai bătrân decât toți actorii ruși din vremea sa. Pe vremuri fusese cunoscut în multe trupe ca un actor bun și ca un regizor activ și priceput. Al cincilea și ultimul locatar al azilului era comicul Mihalenko, un cinic umflat de dropică care se sufoca mereu din cauza astmei. Sfârâind, abia trăgându-și suflarea, storcând cu greu vorbele din pieptul său umflat, de cum se trezea, începea să se certe cu vreunul dintre vecini și nu se potolea decât când se culca iarăși seara în pat. Avea o limbă ascuțită, rea și necruțătoare de actor grosolan. Era stăpânit mereu de o furie isterică, plină de invidie, care îl îndemna să facă intrigi, să bârfească și să trimită celor ce se ocupau de azil denunțuri anonime stupide împotriva colegilor săi. La înjurături, Mihalenko se lua la întrecere cu Lidin Baidarov, fiind mai puțin isteț decât acesta la născocirea și îmbinarea măscărilor celor mai surprinzătoare, dar întrecându-l prin răutatea și dibăcia cu care le folosea. În memoria lui neștirbită se păstra o rezervă nesecată de ticăloșii din viața de culise. Legături amoroase, scandaluri, bătăi, eșecuri și crime. Când se certa cu vecinii săi, știa să scoată din trecutul lor de teatru evenimentele cele mai rușinoase și le descria cu umorul lui nerușinat în așa fel, încât el avea totdeauna ultimul cuvânt. Avea un ochi de sticlă, inexpresiv, mic și mereu înlăprimat, în schimb ochiul sănătos ieșea din orbită ca un uriaș glob albastru, plin totdeauna de mânie. Viața în azil era monotonă și plictisitoare. Iarna, actorii se trezeau foarte devreme, cu mult înainte de a se crăpa de ziua, și începeau să fumeze în așteptarea ceaiului, încă înainte de a se spăla. După somn, toți se simțeau indispuși și sliți de puteri, cuprinși de accesele de tuse necăcioasă pe care le-au bătrânii dimineața. Și fiindcă în viața lor lipsită de neprevăzut, se repetau invariabil nu numai zilele, dar și cuvintele și gesturile, fiecare știa dinainte că Mihalenko va spune fără îndoială, înnecându-se și tușind, aceeași veche glumă. Asta e o adevărată tuse de perceptor. Iar bunicul, care învățase pe vremuri câteva limbi străine și nu pierdea nici acum prilejul să se laude cu ele, adăuga cu falsetul său ca un geamăt. Birhusten. Așa îi spun nemții. Birhusten. Tuse de bere. Apoi slujitorul azilului, Tihon, soldat de pe vremea lui Nicolae I, aducea apă fiartă și veșnic același fel de covrigi. Actorii își turnau apă în ceinicele proprii pe care și le luau pe măsuța lor. Beau mult și pendelete, oftând și hrâind, fără a scoate o vorbă. După ceai, își povesteau și își tălmăceau visele. Dacă visai un râu, însemna că faci un drum cât de curând. Păduchii și murdăria povesteau bani, iar un mort însemna că se va strica vremea. Lidin Baidarov visa totdeauna câte o porcărie senzuală. După aceea zăceau toată ziua pe paturile lor murdare, nefăcute, cu păturile nestrânse, slinoase. Din pricina plictiselii și a lipsei de activitate, fumau îngrozitor de mult. Uneori îl mai trimiteau pe Tihon după câte un ziar citit doar de doi dintre ei, Mihalenko și Stakanăci. Primul urmărea plin de invidie numele foștilor săi colegi de scenă, iar al doilea relatările despre jafuri, ciocniri de trenuri și parăzi militare, care îl interesau mai mult decât orice. Bunicul avea vederea slabă și se ruga de altfel destul de rar decât de unul să-i citească cu glas tare. Dar din asta nu prea ieșea mare lucru. Suflerul, de pildă, fiind fără dinți, sâsâia și scuipa în așa hal că era imposibil să înțelegi vreun cuvânt, iar Mihalenko adăuga la fiecare frază câte ceva atât de necuvincios, încât bunicul renunța în cele din urmă, spunând supărat: iar îi dai zorcoale tale, neghiobule, moară stricată ce ești, pleacă, mi-e lehamite să te mai ascult. Între ei stăteau de vorbă rar, dar îndelung. Și totdeauna discuțiile lor se terminau cu ceartă și acuzații reciproce de minciună. La mare preț erau anecdotele, fiecare având domeniul său. Stakanăci, care se trăgea dintr-o familie de preoți, știa o mulțime de povestiri despre seminariști, popi și arhierei. Mihalenko era inepuizabil în fel de fel de istorioare din culise și amintea nenumărate epigrame obscene în versuri atribuite lui Lenski, Miloslavski, Karatâghin și altor actori. Baidarov spunea porcării nefirești și cu totul absurde despre femei. De altfel, toți, chiar și religiosul Stakanăci și bunicul care nu se mai scula din pat, vorbeau cu plăcere pe această din urmă temă și propria lor neputință fizică și sufletească dădea acestor discuții un caracter monstruos și oribil. Niciodată, nici măcar din întâmplare, nu rostise vreunul dintre ei o vorbă cuvincioasă despre o femeie ca mamă, soție sau soră. În concepția lor, femeia era numai o femelă, un animal frumos, șiret și îngrozitor de capricios. Uneori actorii își aminteau și de propriile lor aventuri de la teatru.
Mihalenko le denumea povestiri acre din trecutul nostru. Fără să-și dea seama, relatau aceeași întâmplare de câteva ori cu aceleași expresii, gesturi și intonații. Anecdotele și povestirile lor acre se înlănțuiau mereu în aceeași ordine, urmând aceleași asociații de idei. Din cauza aceasta, de multe ori, după ce stăteau de vorbă o oră sau două, actorii simțeau, odată cu oboseala și plictiseala, un dezgust teribil atât față de ei înșiși, cât și față de colocatarii lor. Pentru ei nu exista nimic sfânt. Toți huleau fără încetare și, până și bunicul, care era cu un picior în groapă, istorisea cu plăcere o anecdotă foarte lungă și încălcită, în care Avram și trei călători jucau cărți sub stejarii din Mamre și săvârșeau o mulțime de lucruri necuvincioase. Dar noaptea, în timpul orelor de tristă insomnie bătrânească, atunci când în minte le stăruia gândul unei vieți trăite fără rost, al singurătății lor neputincioase și al morții lor apropiate, actorii erau cuprinși într-atât de o credință fierbinte și lașă în Dumnezeu, în îngerii păzitori și în sfinții făcători de minuni, încât își făceau cruce pe furiș și sub pătură, șoptind rugăciuni absurde improvizate de ei. Dar a doua zi dimineața, odată cu frica din timpul nopții, dispărea și credința. Numai Stakanuch era mai rezervat și mai consecvent decât ceilalți. Uneori, când se scula din pat, începea să se închine în grabă și pe furiș la icoană, dar nu-i dădea pace Mihalenko. Acesta se așeza în spatele lui, făcea plecăciuni caragioase și agita mâna dreaptă de parcă ținea o cădelniță, vorbind tărăgânat, cu voce răgușită de bas, ca un diacon. Și iară și iară pe popa câinii îl mușcară și pantalonii sfâșiară și diaconii abia scăpară. Pe la ora două, actorii luau masa și, în timp ce mâncau, nu uitau niciodată să-l înjure grosolan pe întemeietorul azilului, negustorul de categoria întâi, Ovsianikov. La masă îi servea tot veteranul Tihon, pe care îl mâhneau porcăriile spuse de domn și încerca uneori să-l potolească pe Mihalenko, cel cu limba cea mai spurcată. Nu se cuvine să înjurați, domnule Mihalenko. Sunteți doar om cu carte și să-l ocărâți așa pe cel ce v-a dat adăpost. E tare urât. După masă, actorii cădeau într-un somn îndelungat, greu, nesănătos, dormeau câte 4 ore, sfărăind și gemând, și se trezeau abia pentru ceaiul de seară, cu ochii injectați, cu gura amară, cu vâjâială în urechi și cu trupul vlăguit. În timpul somnului le amorțeau brațele, picioarele, ba chiar și ceafa, așa că atunci când se ridicau din pat, se clătinau ca niște oameni beți și multă vreme nu-și dădeau seama dacă era dimineață ori seara. După aceea se tolăneau iarăși în paturile lor, fumau și povesteau anecdote. Adesea jucau cărți, pichet și 66, neapărat pe bani, iar pierderile se adăugau la vechile datorii de la cărți, care se cifrau uneori la 10.000 de ruble. Mai uimitor decât orice era faptul că nimeni dintre ei nu se îndoia că mai avea încă un viitor. Boala va trece de la sine, se va ivi un angajament, se vor găsi prieteni vechi și din nou va începe pentru ei viața veselă și ușoară de actor. Tocmai de aceea păstrau cu sfințenie în noptierele lor afișe vechi și articole tăiate din ziare în care se amintea de ei. Seara, la 8, luau cina alcătuită din resturile încălzite de la prânz. După aceea se dezbrăcau numai decât și se culcau. Dar adormeau greu. Toți 5 se răsuceau multă vreme în paturile lor. Începeau pentru ei orele cele mai chinuitoare. Bolile vechi și neglijate îi chinuia mai mult, nu puteau să scape de gândurile triste și pline de venin în legătură cu trecutul, iar nimicnicia vieții pe care o duceau li se părea parcă mai jignitoare decât oricând. Dar mai înfricoșător decât orice era gândul că poate unul dintre vecini a murit pe nesimțit în noaptea aceea și o să zacă acolo până dimineața, tăcut, misterios, înspăimântător. De aceea se chemau unii pe alții de câteva ori pe noapte, întrebând cu glasuri tremurătoare și blânde cât e ceasul sau cerând un chibrit. Până în zori, odată cu trosnetul parchetului uscat, în odaia spațioasă răsunau gemete bătrânești, vorbe rostite în delir, o tuse surdă și șoapte grăbite. Așa se scurgea zi de zi existența cenușie și meschină a acestor oameni, care se bucuraseră odinioară cu nesaț de viață. Singura variație plăcută o constituia plimbarea prin oraș, dar de plăcerea asta se bucurau foarte rar, fiindcă bani nu aveau aproape niciodată, iar fără bani nu merita să ieși pe poartă. Fără bani nu puteai să-ți cumperi tutun, nici să te plimbi cu o birjă, nici să treci pe la o prostituată ieftină, voită din belșug, nici să stai un ceas două la restaurantul preferat, în deletnicire de preferință pentru gusturile de hoinari ale bătrânilor actori. 2. La 14 septembrie, în ziua înălțării, în azil rămăseseră numai 2 dintre locatari, suflerul Stakanuch și bunicul. Ceilalți plecaseră de dimineață în oraș. Mihalenko participa la un matineu. Din când în când, foștii lui colegi de scenă obișnuiau să-l invite la astfel de spectacole. Cu acest prilej,
El începuse cu două zile înainte să-l lingușească în chipul cel mai josnic și fără rușine pe Lidin Baidarov, proslăvindu-i glasul minunat și uimitoarele succese la femei, ca să-l hotărească în cele din urmă pe prim amorezul de operetă să-i împrumute un guler tare și niște manșete folosite doar o singură dată, precum și o cravată roșie lustruită de atâta purtare. Baidarov, la rândul său, de sărbătorile mari se ducea la masă la niște cunoscuți de-ai lui, negustori, unde îi se dăruiau câte o rufă cărpită și spălată, țigări, câțiva bănuți și ceai presat. De altfel, ascundea de colegii săi amănuntele acestea înjositoare ale vizitelor lui din zilele de sărbătoare, pe de o parte fiindcă se temea să nu-și bată joc de el, pe de altă parte din zgârcenie, fiindcă nu-i plăcea să îi se ceară ceva cu împrumut. În ceea ce-l privește pe Slavianov Raiski, primise în ajun ajutorul de la fondul teatral și acum plecase în oraș cu singurul scop de a-și petrece toată ziua în cârciuma preferată cu numele biblic de Capernaum și să se întoarcă la azil beat mort. Bunicul stătea întins pe pat, ținându-și încrucișate pe burtă brațele mari și slabe, cu pielea ca fenie și cu oasele ieșite în afară. Îmbrăcat în alb, cu părul ca neaua, nemișcat și frumos la chip, semăna mai mult decât oricând cu un cuvios bătrân pe cale să-și dea obștescul sfârșit. Ochii lui, de un cenușiu deschis, spălăcit, erau pioniți asupra ferestrei mari venețiene, de unde se zărea pe cerul albastru de toamnă, cum se legăna alene creștetul rotund și auriu al unui tei rotat scăldat în razele soarelui. Chiar și în camera aceea îmbâxită, urât mirositoare, se simțea că afară era o zi înviorătoare și rece de toamnă, cu raze strălucitoare de soare ce nu mai încălzesc și cu miros tare de frunze veștede. Stacanăci stătea turcește pe pat și întindea pe pătură niște cărți vechi, înnegrite și deformate de vreme, ocupat cu una din pacientele sale cele mai lungi, 12 fecioare adormite, pe care, din respect pentru complexitatea și denumirea ei, o făcea numai de sărbătorile mari. Avea un aer preocupat. Ba și ridica sprâncenele, încruntându-și pielea ofilită de pe frunte în cute lungi, ba și le lăsa în jos, îmbinându-le, din care cauză la rădăcina nasului îi apărea o zbârcitură scurtă, dreaptă, semn de îngrijorare. Când își muia în gură degetul ca să ia o carte cu miros de chit de geamuri și arunca o privire cu ochii micșorați asupra cărților întinse dinaintea lui, buzele îi se rotunjau de parcă se pregătea să fluiere. Ia vine lângă mine, Ivan Stepanăci, frățioare!" îl chemă deodată bunicul cu glasul său subțire de bătrân. Ce ai zis? Pe mine m-ai strigat, bunicule!" întrebă suflerul întorcând capul. Vine o clipă încoace, vreau să-ți spun ceva. Uite acuși, numai decât, bunicule, lasă-mă numai să-mi termin rândul. Uite că e gata." Stacanăci se mută pe patul bunicului și se așeză la picioarele lui. Bătrânul se uită iar pe fereastră la cerul siniliu și liniștit, apoi își mișcă degetele întinse pe burtă, scoțând un oftat prelung. Ce-ai vrut să-mi spui, bunicule?" îl întrebă cu blândețe Stacanăci, bătându-l prietenește cu palma peste laba mare a piciorului ce se contura pe sub pătură ca o cocoașă. Uite ce e, Stacanăci." Bunicul își aținti ochii asupra suflerului, privind însă undeva dincolo de el parcă. Uite ce am vrut să-ți spun. Azi noapte mi-a apărut în vis Mașutca, nepoată mea. Am, frățioare, o nepoată la Rostov pe Don, o cheamă Maria, e croitoreasă. Croitoreasă? Zise îngrijorat Stacanăci. Nu știu ce înseamnă când visez croitorese, dar dacă visez un ac, coață sau, mă rog, dacă-l vezi pe careva cosând, înseamnă neapărat drum. Dacă-i drum, drum să fie. Tot ce se poate. Un drum lung. Dar tare aș vrea să mai văd odată înainte de a-mi încheia turneul pe pământ. Ce să închei? Întrebă Stacanăci, ducând palma căuși la ureche. Abăr, prostii! Nimic! Bunicul avea o vorbă a lui, abăr, pe care o repeta mereu fără niciun rost. Și apoi am tot privit cerul. Acum e toamnă, Stacanăci, și afară aerul e tare ca vinul. Înainte, în zile ca asta, parcă te-a demenea ceva să o iei razna. Nu puteai să stai locului. Trăgeai în piept aerul, îl mai trăgeai odată și... Pe neașteptate o pornei din Iaroslav la Odessa. Din Vologda la Kerci, îi sugeră Stacanăci, amintindu-și din practica lui de sufler vorbele dintr-o piesă veche. Prostii, zise bunicul încruntându-se. Abăr, credeam că toate astea au trecut de mult. Dar când m-am uitat azi dimineața acolo, urmă bunicul întorcându-și privirea spre fereastră, am început să mă pregătesc. Ca să mă exprim într-un stil elegant, se pare că turneul meu pe pământ s-a încheiat. Dar mi-e tot una. Prostii, bunicule, îl întrerupse Stacanăci sfătos, întinzând împăciuitor mâna cu degetele desfăcute. Te-a apucat pur și simplu melancolia. Las cu să arunci o mână de țărână și pe mormintele noastre. Nu, frate, gata, mi-ajunge. M-am jucat destul cu banul și a venit vremea să-l pun deoparte, cum spun golanii la noi, la orel. Abăr,
Stai puțin, Stacan, îți lasă gluma. Îl opri el pe sufler cu un semn al mâinii. Mie, frate, mie tot una. Și nu ți-e teamă, bunicule? Îl întrebă deodată Stacan și cu o lacomă curiozitate spre propria lui surprindere. Deloc, puțin îmi pasă. Urât ne-am mai trăit viața și fără folos. Și asta e tare prost. Dar teamă? De ce? Soarta tuturor celor care trăiesc e să moară. Lasă, Stacanul, că nici tu nu o să te aștepți mult rânduri. Bunicul spunea vorbele astea înfricoșătoare cu pauzele lui obișnuite, cu un glas atât de slab și de nepăsător și cu o căutătură atât de indiferentă a ochilor săi obosiți, înfundați în orbite, încât dacă din pieptul lui vorbea o mașină veche și stricată. Asta e, Stacanul. Nașterea e o întâmplare, însă moartea e lege. Dar tu ai fost un băiat bun și cel mai grozav dintre toți suflerii pe care i-am întâlnit în viața mea lungă și prostească. Ne cunoaștem de aproape un veac și niciodată nu mi-ai făcut vreo porcărie. De aceea vreau să-ți dăruiesc ceva. Ia, frate, ca amintire, tabachera mea. Uite-o acolo pe noptieră. Ia-o, ia-o, nu te sfii. E bună, din baga. Acum nu se mai fac de astea. O piesă antică. A avut și o monogramă de aur, aber mi-a furat-o pe undeva sau poate că am pierdut-o sau am vândut-o. Ia-o, Stacanăci. Mulțumesc, bunicule, numai că toate astea n-au niciun rost. Lasă, lasă. În tabacheră e și un țigaret de spumă de mare, ia-l și pe el. E bun, a fumat, cum trebuie. Stacanăci scoase țigaretul și zise, învârtindu-l în mână și oftând. Mulțumesc, bunicule, grozav țigaret. Socrul meu era șef de pompieri, știi, om de modă veche, dintre cantoniști. Își dădea țigaretele pompierilor ca să-i la fume. Se înnegreau ca păcura. Bine făcea, încuvință nepăsător bunicul. Așa că ia stacanăci și țigaretul. Poate că o să-ți aduci aminte vreodată de colegul tău. Acum, uite ce te rog. O să rămână în urma mea tot felul de vechituri. Pătura, pernele, ceva haine. Nici vorbă nu-s decât niște barfe, aber oricum... Tot or să se adune vreo 15 ruble. Și? Zise suflerul, așteptând urmarea. Vezi tu, cred că o să vină nepoată mea. Mi-a trimis o scrisoare. Să-i dai ei boarfele. Are de făcut drum lung și costă scump. Tăcură câtva timp. Bunicul își jucă o vreme degetele pe pătură, apoi îi întinse mâna suflerului. Și acum? Rămâi cu bine, Stacanăci. Mai stau și eu o leacă, mă mai gândesc. Nu vrei să chem un preot? Propuse șovăitor Stacanăci. Aber, lasă. La noi, la Crujopol, trăia un frizer, Teofil, dintre ruși. Avea și el o vorbă. Țiganii pot să se veselească și fără rachiu. Era un om tare caragios. Grozav mă mai amuza și frizerul ăsta. Cum se face, Stacanăci, că frizerii sunt cei mai aspri critici teatral? Ex, Stacanis, ți-aduce aminte de Tambov, de târgurile de cai? Dar Smolskaya, husarii, multe lucruri am văzut noi în viață, frate, aber, ce folos. Toate ni se pare acum ca o poveste de demult. Hai, du-te, du-te, frate. Stacanăci îi strânse mâna rece și țeapănă și așezându-se iar pe patul său își văzut de paciența întreruptă. Până la prânz, cei doi bătrâni n-au mai scos o vorbă și în odaie se lăsă o liniște de toamnă, senină, îngândurată, tristă, atât de adâncă, încât șoarecii, fără număr în casa asta veche, înșelați de tăcerea aceasta, ieșiră de prin găuri în mijlocul odăii și, scodind locul cu ochișorilor negri strălucitori, adunau grăbiți firimiturile de pâine risipite în jurul mesei. 3. Spre prânz au sosit Mihalenko și Lidin Baidarov, care se întâlniseră chiar la intrare. Primamorezul de operetă ținea sub braț un pachetel înfășurat într-o basma roșie. Mihalenko se întorsese furios și obosit. Lui se dăduseră banii promiși pentru spectacol și fiindcă pe lui îi cheltuise la bufetul teatrului, fusese nevoit să se întoarcă acasă pe jos, tocmai de la celălalt capăt al orașului. Când intră în odaie și aruncă gambeta pe podea, trase o jurătură lungă și cinică și se trânti pe pat. Se sufoca. Obrazul puhavu era palid, singurul ochi pe care îl mai avea îi se bulbucase plin de ură, iar obrajii scofălciți îi luceau de sudoare. Furia, care îl gâtuia și îi amăra gura, căuta o ieșire. Zări pe dulăpiorul lui Lidin Baidarov mașinuța sa de aramă pentru răsucit țigări și se legă numai decât de asta. Ia ascultă, maimuță bătrână, de ce iei lucrul altuia fără să întrebi? Dă mașina încoace, zise el. Ce mașină? Întrebă Lidin Baidarov cu trufie rostind cuvintele pe nas. Mai ia-ți-o și freacă-te cu ea pe cap. După ce fur lucrurile altora, le mai și arunci? Urlă celălalt cu o voce teribilă în timp ce se trântea pe pat. Ochiul îi ieșise și mai mult din orbită, iar obrajii lui căzuți tremurau. Mare ticălos mai ești. Te știu eu, nu e întâia oară când pui mâna pe lucrurile altora.
La Perm ai șterpelit de la hotel un câine străin și te-au băgat la închisoare, pușcăriașule. De furie, durere și oboseală se înneca și sfârșiturile de frază le rostea într-o șoaptă frâitoare. Baidarov se supără. Își pierdu trufia obișnuită și începu să țipe pițigăiat, împroșcând cu scuipat. Și o să te mai rog, domnule Mihalenko, să-mi restitui imediat manșetele și cravata și cele 10 țigări pe care mi le datorezi. Ha-ha, nimic de zis. Halal, actor de dramă. N-are niciodată tutunul lui. Un ratat. Taci, dobitoc bătrân, o să-ți sferăm capul cu ce-mi cade în mână, urlă Mihalenko răgușit, apucând un scaun de spetează și scuturându-l cu furie. Când vreau, sunt înfricoșător, brace. Actor! Îl ironiză Lidin Baidarov plin de dispreț teatral. Ai jucat rolul de pitici prin bălciuri. Ia, dumneata, ești un hoț. La Irkutsk ai șterpelit din cabina lui Vilamov o cunună de argint pe care mai târziu ți-ai oferit-o singur la un spectacol juriliar, individ josnic și păcătos. Și s-au certat așa cu înverșunare până când cuvintele cele mai urâte și-au pierdut sensul și semnificația lor jignitoare. Și în toată reversarea asta de ocări, mai absurd decât orice, era faptul că de la obișnuitul tu, actoricesc, trecuseră, ca să fie mai caustici, la dumneata. Pronumele acesta de politețe suna ridicol și caragios pe lângă jurăturile pe care nu le auzi decât în cârcium și prin piețe. Apoi, obosiți, au început să se înjure mai domol, cu întreruperi mari, mâlind, potolindu-se treptat, dar hămăind din când în când, tocmai ca niște câini după încăierare. Mihalenko însă nu-și revărsase încă toată ciuda lui neputincioasă de bătrân. În timpul mesei s-a legat întâi de Stakanăci, pentru că îi luase scaunul pe care Mihalenko, nu se știe de ce, îl considera proprietarea sa. Apoi s-a repezit la Tihon, care așeza farfuriile pe masă. Bă, șobolan de garnizoană, să nu-ți bagi degetele în farfurie, ce crezi că-mi face plăcere să mănânc după mâinile tale murdare? Dar parcă eu... O, Doamne, zise jignit Tihon, cum să-mi fie mâinile murdare când le-am spălat cu săpun înainte de masă? Las că te cunosc eu, neisprăvitule, urmă Mihalenko să bombăne. Halal, erou de la Sevastopol. Ați vândut Sevastopolul pe cartofi, eroilor. Tihon îndura totdeauna cu destulă răbdare glumele prea din calea afară ale actorilor, dar nu-l ierta niciodată pe Mihalenko atunci când acesta se lega de Sevastopol și de legendarii cartofi. La fel și acum, stacojiu de furie, cu mâini tremurătoare, strigă cu un glas plângăreț și amenințător. Uitați ce e, domnule Mihalenko. Dacă mai scoateți un cuvânt de Sevastopol, mă duc mâine la administratorul azilului. O să mă plâng că-mi faceți zile fripte. Nu vă țineți decât de beții și înjurături. Ei, și unde o să vă duceți dacă o să fiți dați afară din azil? Nu vă mai rămâne decât să stați la un colț de stradă cu mâna întinsă. Stakanăci își prepara o salată de sfeclă și castraveți cu un de lemn. Cele necesare fuseseră aduse de Tihon, care era prieten bun cu bătrânul sufler. Lidin Baidarov, urmărindu-l cu lăcomie pe Stakanăci, povestea ce salată grozavă inventase el la Ekaterinburg. Trăsese tocmai la hotelul Europa, zise el cu ochii asintiți la mâinile suflerului. Aveau acolo un bucătar francez pe care îl plăteau cu 6.000 pe ani. În oral, când vin cei de pe la exploatările aurifere, se pornesc niște chefuri miroase a milioane. Minți ca totdeauna, actor Baidarov, îl întrerupse Mihalenko mestecând carnea. Du-te dracului! Pot să-l întreb pe oricare de la Ekaterinburg, că știe toată lumea. Ei, chiar pe franțuzul ăla l-am învățat să o facă. După aceea, toată lumea din oraș venea din adins la hotel să guste salata. În listă era trecut salată a la Lidin Baidarov. Uite cum era. Luai ciuperci murate, apoi tăiai în felii subții un măr de Crimea și o pătlăgică roșie, după aceea mărunțeai o ceapă, niște cartofi fierți, sfeclă și castraveciori. Apoi le amestecai, puneai sare și piper, stopeai totul cu oțet și cu ulei de măsline și presărai pe deasupra un pic de zahăr tos. O servei cu untură ucrainiană topită într-o sosieră în care sfârâiau și pluteau jumări proaspete. Grozavă chestie, încheie în șoaptă Baidarov, închizându-și ochii de plăcere. Ia de să gusta cană ce ai făcut-o acolo. Bunicul refuză mâncarea. Când se așezară la masă, Mihalenko îi repezi și lui o vorbă usturătoare. Ce-i, bunicule, tragi să mori? Ar fi și timpul, bătrâne, ar fi și timpul. Miroșa pământ, cred că pe lumea aialaltă te-au trecut de mult în rație. Bunicul îi aruncă o privire calmă, lipsită de expresie, de parcă s-ar fi uitat întreagăt la un obiect neînsuflețit. Scârbos tip mai ești, Mihalenko, zise el cu un glas nepăsător. După ce actorii terminară masa și Tihon se apucă să strângă vasele, bunicul îi făcu semn cu mâna să se apropie de el și îl întrebă. N-a întrebat nimeni de mine, Tihone. Pe cine să întrebe Nicolae Nicolaevici, făcu acesta mirat. Nu m-a căutat nimeni? O, doamnă, nu v-a căutat nimeni. De mirare, Tihon era cât paci să-și desfacă brațele în care ținea farfuriile. Aber, uite ce e, Tihone. Dacă adorm sau n-aud și vine cineva să mă caute, să mă trezești. Aștept-o cu coană, pe nepoată mea. Să mă trezești, auzi? Apoi făcu un semn nelămurit cu mâna și-și întoarse spatele.
Zăcu tăcut până noaptea târziu, abia mișcându-și degetele pe pătură și uitându-se țintă cu o demnitate severă, ba la peretele din față, ba la marea fereastră venețiană prin care se vedea cerul înserării, liniștit, scăldat în strălucirea via a Sfințitului. După masă, Mihalenko și Lidin Baidarov începură să joace 66 cu aerul cel mai firesc din lume. Dar Mihalenko a avut ghinion și la cărți. Pierdu 2,5 ruble, ceea ce, adăugat la vechea datorie, făcea suma rotundă de 2000 de ruble. Se înfurie, verifică însemnările partenerului său și până la urmă îl acuză de măsluire. Actorii se luară iar la harță și timp de 2 ore născociră unul pe socoteala celuilalt poveștile cele mai murdare și de necrezut. 4. Slavianov Raiski se ancorase de dimineață la Capernaum. Stătea lângă teșghea ținând păhărelul cu 2 degete cel mic în afară și cu baritonul său puternic de actor, vorbea cu patronul, plin de bunăvoință și emfază, despre treburile restaurantului și despre actorii bătrâni care veneau pe vremuri an de-a rândul la Capernaum. Atmosfera de restaurant parcă reînviase în el amabilitatea exagerată și studiată a actorilor, pe care aceștia o manifestă oriunde în afara culiselor. Din când în când, cineva întindea mâna peste umărul lui spre teșghea. Atunci Raiski se dădea politicos la o parte și făcea cu cealaltă mână un gest de invitare, spunând cu tonul admirabil de vechi boier de pe scenă. Mii de scuze! Vă rog! După ce obosit de atât a stat în picioare, se așeză la măsuța cea mai apropiată de teșghea, unde stăteau, dintr-un vechi obicei, clienții fideli ai restaurantului și ceru un ziar. Restaurantul se umplea repede. Era frecventat mai ales de studenți, funcționari mărunți și vânzători de prăvălie, atrași de atmosfera lui plăcută și de prețurile ieftine. Curând nu mai rămase nicio măsuță liberă. 2 clienți întârziați, unul mai în vârstă, cu un smoc de păr în frunte și cu nasul coroiat, semănând cu un papagal de stepă, iar celălalt scund, vioi, cu părul lung și lucios și cu pince-nez, nu găseau unde să se așeze și se uitau râzând în jur. Raiski, surprinse privirea celui cu părul lung, se ridică puțin și zise cu politețe căutată: Dacă nu vă stingherește, îmi îngădui să vă ofer loc la masa mea. Cei 2 clienți îi mulțumiră și se îndreptară spre bufet să beau o vodcă. Erau socotiți clienți de vază la restaurant, care făceau vânzare bună. Dădură mâna cu patronul și îl întrebară ceva în șoaptă. Slavianov Raiski ghici că era vorba de el. Prefăcându-se că e cufundat în lectura ziarului, prindea cu urechea obișnuită fragmente din frazele pe care le șoptea patronul a plecat peste teșghea. Da, da, chiar el. Ce vorbiți? 500? Pentru un spectacol? Asta pe atunci. Un talent grozav. Numai 2, el și Ivanov Kozelski. Ce-ați spus? O, desigur, dacă n-ar fi băut. Cei 2 clienți de vază erau măguliți. Înainte de a se așeza la masă, cel care semăna cu un papagal își zbârci toată fața într-un zâmbet amabil și spuse, înclinându-se și frecându-și mâinile: În cazul acesta, aș propune să facem cunoștință, știți, la loc strâmt, dar cu inimă largă, cum s-ar zice. Dați-mi voie să mă prezint. Era prețuitor la Banca Agrară, iar prietenul său ziarist scria duminica foiletoane în ziarul local. Foiletonistul își scutură părul lucios murmurând: Amândoi suntem reprezentanța artei. Dumneavoastră, cu un nume așa de răsunător? Presa și scena, ca 2 poli, trebuie să meargă totdeauna mână în mână. Slavianov Raiski, mai amator de cunoștințe făcute la restaurant, le strânse mâinile, dând prietenos din cap și arătându-și gura știrbă într-un zâmbet prefăcut actoricesc. Îmi face foarte mare plăcere că v-am întâlnit. În ziua de astăzi, noi, artiștii bătrâni, suntem uitați și e cu atât mai îmbucurător. Nu, nu, mulțumesc, nu iau nicio gustare. Dar dacă stăuiți atât, poate doar un păhărel mic de vodcă, doar ca să vă țin de urât. Numai cu o condiție, plătim nemțește fiecare pentru el. Mersi, în sănătatea dumneavoastră. Vă rog, nu vă deranjați, stau perfect. Mulțumesc, colega, mulțumesc, spuse el cu un glas de bas protector, strângând cu un gest familiar brațul foiletonistului mai sus de cot. Slavianov nu voia într-adevăr să mănânce, deoarece, ca un alcoolic inveterat ce era, nu mai avea de mult poftă de mâncare. În schimb, bău cu plăcere vodcă și bere, dar se îmbătă după 4 păhărele și începu să îndruge verzi și uscate. În timp ce admiratorii săi își luau gustarea, el critica felurile de mâncare, explicând cu deamănuntul cum se îngrașă purceii la Tambov, cum sunt hrăniți viței la sus, dar și ce fel de ciorbă a mâncat la pescarii de pe Volga. Apoi le povesti de chefurile grozave organizate în cinstea lui de un director de bancă dintr-o capitală de gubernie, care căzuse mai târziu pe mâna justiției, și de banchetul organizat în cinstea sa de presă la Moscova. Înșira o mulțime de nume împrumutate din piese vechi sau pur și simplu născocite, tuturor aplecându-le diminutive. Sașca a puteata, un bărbat grozav, 24.000 pe an, fără a mai socotit diurna. Cu el era și Ismailka Alexandrovski,
Ismail, Ușca, grozavi oameni. Ismail ridica pe brațul întins 18 puduri. Bagă-ți bine în cap, chiștocule, 18 puduri. Acum îi tutuia de zor pe noi lui cunoscut și uitând de socoteala nemțească, porni să comande ce-i trăsnea prin minte. După aceea a început să spună monologuri cu voce răgușită de bețiv, cu urlete și sughițuri neașteptate la pasajele cele mai dramatice. Uneori, uitând cuvintele și neizbutind să-și le amintească, se prefăcea că accentuează sensul frazei prin pauze lungi. Atunci se legăna pe scaun, tăcut și neputincios, cu brațul încremenit într-un gest tragic, rotindu-și în cap ochii înfricoșători. Dar fiindcă cei doi vecini de masă începuseră să se simtă stânjeniți și mulți clienți își părăsiseră locurile și se adunaseră în jurul lor, patronul se apropie de actorul beat și se strădui să-l potolească. Mercurie Ivanici, fără scandal, vă rog. Știți, e urât. Și se supără mușterii ceilalți. Nu se poate cu frumosul? Domol, pașnic, nobil. Șterge de aici, burjuiule, strigă Slavianov, îndepărtându-l cu cotul și aruncându-i privire amenințătoare. Cu cine vorbește așa? Și se dezlănțui de abinerea, așa cum făcuse toată viața lui la beție, în toate orașele și în toate restaurantele. Întâi îl ocărâ pe patron, apoi pe comesenii săi care încercaseră să-l potolească și în sfârșit se năpustie asupra celor din jurul lor care se holbau la el. Toți sunteți niște porci murdari, strigă el, legănându-se pe scaun înainte și înapoi și bătând cu pumnii în masă. Vă urăsc și vă disprețuiesc. Publicul, există oare pe lume un cuvânt mai josnic decât ăsta? Aha, ei bine, dacă v-ați adunat la un scandal, poftim, priviți, urmă el, izbindu-se tare cu palma peste piept. În fața voastră se află cel mai mare actor de tragedie din Rusia, care duce o viață de mizerie. E interesant? Și totuși vă disprețuiesc, mârlanilor, cu toată puterea sufletului meu. Râzi, mi se pare, tânăr idiot cu cravată roz, se întoarce el deodată spre o masă vecină. Cine ești? Vânzător de prăvălie? Lacheu? Trișor de biliard? Frizer? Aha, văd că-ți piere zâmbetul de pe mutra ta de cal. Ești un vierme, un jalnic figurant în viață și pantalonii tăi vărgați vor supraviețui numelui tău bicisnic. Da, da, priviți-mă, animale rumegătoare. Am fost mândria scenei rusești. Am lăsat o urmă în istoria teatrului rus și dacă am decăzut, asta e o tragedie dobitocilor. Iar voi, urmă Slavianov, învăluindu-i cu un gest larg de bețiv pe toți cei ce se uitau alarmați la el, voi sunteți nimicuri, gunoi, infuzori. Cum se poate? E un scandal. Nu vom tolera să auziră câteva exclamații pline de indignare. Unde-i patronul? Să fie dat afară individul ăsta. Chemați poliția. Un servitor îl luă ușurel de braț pe Slavianov și îl trase spre ieșire. Actorul nu se împotrivea, dar ocăra mereu. Când ajunse la ușă, sparse geamul cu pumnul și își însângeră mâna. Cei doi comeseni ai săi hotărâră deodată că ar fi rușinos din partea lor să lase în voia soartei un bătrân slab și bolnav. Aflară cu multă greutate de la marele actor de tragedie adresa lui și îl urcară într-o birjă cu ajutorul portarului, însă birja nici nu apucă bine să se miște din loc, că Slavianov îi porunci birjarului să oprească. Ia ascultă, cum îți zice? Și cu un gest de om beat îl chemă la el pe funcționarul de bancă. Cu dumneata mi se pare că am stat la masă, dăm o rublă. Poftiți, vă rog, zise funcționarul amabil scoțând grăbit portmoneul din buzunar. Dă încoace, foarte bine, să notezi ziua asta cu cerneală roșie în registrul tău de socoteli. Astăzi i-ai dat de pomană actorului Slavianov Raiski, luate ar dracu, și tot drumul spre azilă înjură fără contenire, legănându-se în trăsură. 5. La azil ajunse beat mort. Ochii îi erau sticloși, falca de jos i-a târna, de sub pălăria dată pe ceafă îi se lăsau pe frunte smocuri ude de păr. Când intră în odaia comună, își încrucișă brațele și înfipse bărbia în piept, uitându-se pe sub sprâncenele încruntate amenințător, încât nu îi se vedea decât albul ochilor și începu cu voce sălbatică monologul lui Hamlet. O, dacă această carne prea vârtoasă s-ar risipi și s-ar preface în rouă! Da, frumos mai arată, zise Stakanovici clătinând din cap. Tihone, strigă cu glas pițigăiat Mihalenko, scoate-l imediat afară de aici pe domnul acesta beat. Dar Slavianov continuă să declame fără să-l ia în seamă. Cu toate că era beat mort și avea glasul răgușit, dintr-o deprindere inconștientă, declama foarte frumos, în vechea manieră puțin prea teatrală. Și dacă cel de sus n-ar condamna uciderea de sine, Doamne, Doamne, ce searbăd, deprisos, obositor, banal îmi pare rostul acestei lumi. Hei, suflerule, de ce nu-mi sufli? Ai adormit? Strigă Slavianov la Stakanovici care stătea pe pat privindu-l cu un zâmbet de mulțumire. Doar știți, Mercurie Ivanovici, că eu nu cunosc textul lui Polevoi, ci pe acela a lui Cronenberg. Suflă când ți se poruncește. Vai, vai, e o grădină neîngrijită crescând zadarnic. Ierburi rele în voie năpădesc. Unde am ajuns?
Sunt 2 luni de când muri, nici 2. Îl rog pe actorul Beat Raischi să-și înceteze declamația prostească, strigă din nou Mihalenko. Nu ești la cărciumă unde te-ai obișnuit să te izmenești pentru un păhărel de vodcă și un sandwich cu scrumbie. Taci, vierme, îl repezi Slavianov cu un gest tragic. Știi cu cine vorbești? Adu-ți aminte cu cine vorbești. Tu care te simțeai onorat să-i aduci galoșii artistului Slavianov Raischi după repetiție, tu care jucai pe unul din mulțime sau glasul din culise, sclavule, obiect neînsuflețit. Dobitoc Beat strecură printre dinți Mihalenko odată cu un acces de tuse. Aha, ai uitat deosebirea dintre noi? Ticălosule, e o adevărată prăpastie. Orice părticică din mine e un mare actor, pe când voi toți sunteți putregaiul și paraziții scenei. Las-o mai încet, domnule Raischi, interveni Lidin Baidarov cu mândrie. Dacă nu încetezi insultele la adresa unor oameni care nu ți-au făcut nimic, o să o plătești scump la dracu. Tu, se necă Slavianov de indignare. Cum de nu ți s-a întors limba în gură să o spui? Ăsta, și arătă cu un gest majestuos spre Mihalenko, ăsta, deși n-a făcut decât să treacă prin scenă cu tava în mână, este totuși un actor. Caragiosule, se rățui Mihalenko pe un ton mai calm. Pe când tu, canalie, te-ai cățărat pe scenă fără niciun drept, doar datorită pulpelor tale grase îmbrăcate în tricou roz. Ai cântat ca un țap, făcând pe măscăriciul. O, vise, o, desfătări, îl mai musări Slavianov cu un gest necuvincios. Ai nimerit din greșeală în templul artei. Întâmplător, așa cum ai fi putut să ajungi director de șantan, ori să deschizi o casă de toleranță. Cap pătrat, nerușinatule, chiar așa, nerușinatule. Ca un animal mărunt, murdar și necuvincios, nu te-ai rușinat niciodată de un gest al tău, de mimica ta, de fața și de trupul tău. Cu dezinvoltura ta de mascul venal, ai fi fost în stare să ieși în pielea goală în fața publicului, dacă ți-ar fi îngăduit-o polițaiul, singura ființă de care te-ai temut și pe care ai respectat-o în toată viața ta demnă de dispreț. Nu înțeleg ce mă oprește să te arunc pe fereastră, exclamă Lidin Baidarov cu enfază. Huo, cretinule, fie ce sunet al glasului tău trădează prostia, fie ce mișcare denotă debilitate mentală. Dar la tine nu s-a putut descoperi niciodată unde se termină prostia și unde începe mârșăvia. Chiar și numele tău de actor are o rezonanță de vulgaritate și insolență. Lidin Baidarov, priviți-l, vă rog. Tu ești pur și simplu târgovețul Moise Rozental din Șclovsk, fiu de negustor de haine vechi, suflet de cămătar. Alcoolicule, scandalagiule, falsă celebritate. Alcoolic, îl îngână Slavianov cu voce disprețuitoare de bas, scoțându-și în afară buza de jos. Da, sunt de acord. Slavianov Raischi a fost un alcoolic. A băut peste măsură, a făcut scandaluri, i-a bătut pe croitori și pe recuzitori, i-a bătut pe impresari și pe recenzenți. Dar ea interesează-te, știe careva de vreo faptă rea a lui Slavianov Raischi? Prin mâinile mele au trecut sute de mii de ruble, dar întreabă unde s-au dus. Niciun sărac, niciun biet actoraș n-a plecat de la mine fără ajutor. Flașnetarii, acrobații de pe stradă, muzicanții orbi erau prietenii mei. Și câte lipitori se hrăneau pe lângă mine, așa mi-am dus viața. Am trăit larg, fără opreliști. Stacanuci mă cunoaște de 15 ani, poate să vă spună. Am spus adevărul, Stacanuci. Cu mine vorbiți, Mercuri Ivanuci, întrebă suflerul, lăsându-și deoparte cutiuțele și punând palma streașină la ochi. Totdeauna luam cea mai bună cameră de la cel mai scump hotel. Slugilor le aruncam monede de aur ca un prinț indian. Cea mai grozavă trăsură, cai ca niște lei, vizitiul să-l vezi și să nu crezi ședea pe capră ca un idol. Aveam și valetul meu personal, pe Mișca. Cine nu-l cunoaște pe Mișca al meu? Impresarii îl lingușeau ca să afle în ce dispoziție m-am trezit dimineața. Îi dădeau mâna. Și cum mă îmbrăcam? Totdeauna purtam frac și rufărie englezească. Mișca îmi cumpăra în fiecare zi o cămașă nouă. Nu-mi plăcea să port rufe spălate. Croitorii se socoteau onorați să-mi lucreze pe datorie. Fanții orașului veneau anume la teatru ca să învețe de la mine cum trebuie să porți o haină. Și uite, frate, că acum haina s-a uzat, îl întrerupse caustic Lidin Baidarov. O, animal odios, urlă Slavianov. Da, m-am uzat, am decăzut într-atât încât locuiesc într-o cușcă murdară cu o maimuță mârșavă ca tine. Dar am trăit o viață uriașă, am gustat plăcerea inspirației și am fost înconjurat de o glorie legendară, regească. I-am făcut pe oameni să plângă și să se bucure. O, cum stăpâneam eu mulțimea! Când în Macbeth, în scena cu pumnalul, arătam cu mâna spre depărtări, 1500 de spectatori se ridicau în picioare ca un singur om. Și cum îl interpretam eu pe Corrado. La Harkov, poliția nu m-a lăsat să termin ultimul act. Atât de tare plângeau spectatorii, bărbați și femei, și am văzut lacrimi chiar și în ochii actorilor cu care jucam.
Înțelegi, urangutanule, lacrimi? Tu, paiață de bălci, ai necinstit croitorese făgăduindu-le că le vei face primadone de operetă. S-a tras în tine ca într-un câine turbat când fugeai din atacurile pungărite, ai tremurat pentru fiecare copeică, ai dat în taină bani cu camătă și n-ai ajuns la bătrânețe proprietar de casă de împrumut numai fiindcă atunci, când ți-a slăbit mintea, te-a jefuit prima spălătoreasă de vase care ți-a ieșit în cale. În fiecare oraș ai lăsat urme murdare și există mii de oameni pe care nici chiar tu, cu toată nerușinarea ta, n-ai îndrăzit să-i privești în ochi. Pe când eu am străbătut întreaga Rusie, de la Arhanghelsk până la Ialta și de la Varșovia până la Tomsk, mândru cu capul sus, fără să știu ce e rușinea sau teama. De părerea mea au ținut seama chiar și guvernatorii. Când pe Volga s-a pus sechestru pe teatrul meu pentru datorii și s-au aplicat sigilii pe toate ușile, ce credeți că am făcut? Nu m-am atins de sigilii, dar am scos ușile din balamale și am dat spectacolul. Cine putea să-și îngăduie asta în afară de Slavianov Raiski? Stai, Tihone! Îl opri el pe soldat care tocmai trecea ducând grijuliu la icoană candela aprinsă. Dă să-mi aprind țigara. Slavianov se întinse spre flacără, dar Tihonov își retrase mâna în care ținea candela, uitându-se cu asprime la el. Să vă fie rușine, domnule Raiski, zise el grav. Ar fi timpul să vă gândiți la ceasul morții, iar dumneavoastră ne cinstiți cele sfinte. Unde s-a mai văzut să-și aprindă cineva țigara de la candelă? Și încă într-o zi de sărbătoare ca asta. Ia te uită, bădăranul, s-a întins la vorbă, strigă Mihalenko de pe patul său. O să-ți sparg toate candelele. Nu fac altceva decât să-mi pută aerul, idolatrule. Eh, făcut Tihon scârbit, sunteți un păgân, domnule Mihalenko, asta-i. Uite, domnul Raiski, chiar dacă e băut, nu cred să spună astfel de vorbe. Cuvintele de osândă ale lui Tihon îndreptară pe alt făgaș gândurile lui Slavianov stăpânite de fumul beției. Se înduioșă și îl îmbrățișă pe soldat cu lacrimi în ochi. Tihone, sufletul meu, bunul, bătrânul, credinciosul meu, Tihon, tu îl înțelegi pe Slavianov Raiski, ți-e milă de el. Lasă-mă să-ți sărut capul cinstit și cărunt. Doamne, cum să nu-l înțeleg, se înduioșă și Tihon. Și după ce se șterse cu mâneca la gură, îi întinse buzele lui Slavianov. După aceea, puse gâfâind candela la icoană și cu un coborâ de pe taburet, zise clătinând din cap cu blândețe și dojană. Și nimeni nu se gândește să-i dea ceva unui fost apărător al Sevastopolului pentru o cinzeacă acolo. Voi beți vot că iar pe sluga voastră credincioasă o uitați. Tihone, bucuria mea, sflețelule! Am părăduit totul, crocodil bătrân ce sunt, dar stai puțin, parcă mi-a mai rămas ceva. Scotoci prin buzunare și odată cu o bucată de vată murdară, niște chibrituri rupte, fărămituri de tutun și alte gunoaie, scoase și câteva monede de aramă. Ține, ostaș bătrân, și să știi, Tihone, exclamă deodată Slavianov cu un ton patetic, izbindu-se cu pumnul în piept, să știi că numai ție îți dăruiește prietenia lui trista rămășiță a ceea ce a fost odată marele actor Slavianov Raiski. Izbucni într-un plâns isteric de bețiv vărsând lacrimi din belșug. Își plângea viața zbuciumată, irosită pentru totdeauna, bătrânețea singuratică, plângea că nu-l înțelegea nimeni și că mai adineauri fusese dat afară din restaurant într-un chip atât de jignitor. Ceilalți locatari stăteau de mult întinși sub pături, dar el vorbea mereu, întorcându-se din când în când spre vecinul său, Stakanăci, care îi răspundea cu un mormăit somnoros nedeslușit. În delirul acesta confuz, se învălmășeau în chip haotic fracuri, guvernatori, servicii de argint, fragmente de roluri și înjurături murdare. În sfârșit adormi, dar tot mai bombănea în somnul lui greu, plin de năluci, stăpânit de fumurile beției. 6. Pe la ora 1 noaptea se strâni un vânt puternic, de toamnă, cu ploaie măruntă. Teiul din fața ferestrei se legăna fremătând. Felinarul din stradă arunca printre crengile lui o lumină slabă, fantastică, zvârlind pe tavan încoace și încolo pete de umbră mișcătoare. Candela de la icoană răspândea o lumină trandafirie, caldă și pâlpâitoare, și ori de câte ori flacăra izbucnea mai puternic, prâind ușor, în colț se contura chipul întunecat al Mântuitorului, încadrat în aur și mâna lui întinsă pentru binecuvântare. Toți actorii, în afară de Slavianov, care delira în somn, se treziră la miezul nopții și zăceau tăcuți, cuprinși parcă de teamă și tristețe. Lidin Baidarov, care din toate vechile obiceiuri mai păstrase numai patima nesățioasă pentru dulciuri, înfoleca lacom o plăcintă cu dulceață pe care o adusese la prânz din oraș, străduindu-se să nu facă zgomot ca să nu-l audă vecinii. Mihalenko, acoperit până peste cap cu pătura, își asculta înfricoșat bătăile surde și alarmante ale inimii. De fiecare dată când vântul zguduia furios ferestrele, împroșcându-le cu stropi de ploaie, Mihalenko își băga și mai adânc capul în pernă și, cu naivitatea unui copil temător de întuneric, umplea cu cruci mărunte toate golurile dintre trupul său și pătură. Stakanăci se dăduse jos din pat și stătea în genunchi. Prin întuneric răzbăteau oftatul lui adânc, șopta monotonă și grăbită și loviturile surde ale frunții când se izbea de podea. În fața lui, tot atât de drept și de nemișcat ca înainte, zăcea bunicul.
Privirea acestuia se plimba încet de la fereastra neagră la lumina de un trandafiriu gingaș al candelei, apoi la umbrele ce se legănau pe tavan. Avea o expresie plină de demnitate, liniștită și îngândurată. Slaveanov Raiski se trezi cel din urmă. Era încă amețit, își simțea mâinile și picioarele înțepenite, iar în gură avea un gust oribil. Conștiința îi revenea foarte încet și la fiecare mișcare îl apucau greața și niște dureri de cap îngrozitoare. Își aminti unde fusese în ajun, cum se îmbătase și cum ajunsese din restaurant la azil. Își mai aduse aminte că avea în buzunarul paltonului o jumătate de sticlă de vodcă, pe care se îngrija să o pună deoparte totdeauna, pentru a doua zi dimineață, oricât de beat ar fi fost. Era o deprindere de vechi alcoolic, căpătată în lunga sa experiență de bețiv și transformată aproape în instinct. Se dădu jos din pat și se duse în picioarele goale spre dulapul unde atârnau paltoanele. Peste câteva clipe, i se auzi clănțănitul dinților pe gâtul sticlei ținute de mâinile lui tremurătoare, gâlgâitul lichidului din ea, după care Slaveanov mrâi și plescăi din buze cu dezgust. Raiski, iubitule, lasă-mi și mie un pic, îl imploră Mihalenko în șoaptă, sunt atât de trist, atât de trist. Slaveanov ridică sticla și o privi nehotărât în lumina candelei. Îi părea rău de vodcă, dar nu putea să reziste niciodată când îi cerea cineva ceva. Bine, hai, adu paharul, zise el încruntându-se. În întuneric se auzi iar gâlgâitul lichidului și săcăritul sticlei de pahar. Îți mulțumesc, frățioare, îți mulțumesc, zise Mihalenko. Ptiu, ce tare arde, ești un coleg pe cinste, Mercurii Ivanici. Bine, bine, aseară ți-am spus lucruri neplăcute, dar tu mai dă un colo de supărare. Prostii, că doar suntem prieteni, ce naiba? Ce zic, prieteni, frați? Tu îmi zici mie, eu ție, fără asta nu se poate. Așa e, dragul meu, fără asta nu se poate, șopti Slaveanov oftând și așezându-se pe patul lui Mihalenko. Cum să o evităm? Trăim aici claie peste grămadă, ne izbim mereu unul de altul. Ai văzut în unele case prinzătorile de sticlă pentru muște umplute cu bere? Acolo se îngrămădesc o mulțime de muște și se acresc în propriul lor suc până când crapă. La fel și noi, frate Sașa. Ne-am acrit în prinzătoarea noastră de muște și ne-am înrăit. Și apoi sunt tare supărat pe idiotul de Baidarov. Ia spune, te rog, ce coleg e ăsta? Ce fel de actor? E ca și cum ai vrea să faci sită de mătase din coadă de câine. Altceva suntem noi, Sașuha. Noi doi, cum am fost în slujba teatrului? Cum te mă compari cu dumneata Mercurii, Ivanici? Dumneata s-ar putea spune că ești un colos al scenei, pe când eu doar așa, un flecușteț acolo. Lasă, Sașa, lasă asta, frățioare. Ai avut și tu un mare talent, căldură, umor, prospețime. Tehnicienii ăștia de astăzi n-au așa ceva, sunt dintr-alta luat, natura nu le-a dat suflet, iar tu jucai cu suflet. Ce să mai vorbim de mine, Mercurii, Ivanici? Am fost un om neînsemnat, de dumneata îmi pare rău. Nu vorbi cu păcat, Sașa, doar țin bine minte cum ai jucat în căsătoria lui Belugin. Tot teatrul murea de râs, stăteam în culise și eram furios. Tocmai trebuia să ies pe scenă, aveam un pasaj impresionant, iar tu înnebunise și publicul de râs. Ia te uită banditul, îmi ziceam eu, trage la public, mi-a stricat tot efectul, dar nici eu nu puteam stăpâni râsul și mă cutremuram în hohote. Așa ai jucat tu, Sașeț, la actorii de astăzi nu găsești așa ceva, nu sunt stare. Dar n-ai avut noroc, Mihalenko, n-a vrut soarta. Ce să-i faci, Mercurii Ivanici? E drept că publicul mă primea bine și pe mine. Încuvință Mihalenko măgulit. Numai vocea mea nu prea era la înălțime. Astma, blestemat. Așa, asta ziceam și eu. Astma sau, să zicem, soarta, e tot una. Eu am avut noroc și am ajuns pe culme, dar tu, deși ai fost talentat și cunoșteai scena mai bine decât alții, n-ai făcut mare lucru, dar nu asta e important. Important e că am căzut amândoi în aceeași cursă, în aceeași prinzătoare de muște și că aici o să ne dăm sfârșitul. Dacă n-am fi băut, n-am fi decăzut, Mercurii Ivanici, zise Mihalenko și vocea lui era plină de o ironie amară. Taci! Taci, Sașa, îl imploră Slaveanov speriat. Nu lua asta în râs. Parcă-i plăcut să decazi? Uită-te la mine, n-am fost eu în culmea gloriei și acum ce-am ajuns? Trăiesc din pomana unui negustoraș, umblu prin cârcium, caut să beau pe socoteala altuia, mă scălâm, băi. Dar uneori mi-e și mie rușine. Sașa, și ce rușine? Știi, Sașa, iubitul meu, că în decembrie împlinesc 65 de ani? 65. E ceva. Îmi amintesc că în copilărie, când îmi număram anii, mă bucuram cât sunt de mare și câtă vreme pierd cu numărătoarea. Pastei număr acum, exclamă Slaveanov, izbucnind în plâns. Am ajuns bunic, patriarh, dar unde-mi sunt nepoții, copiii? Drace! Întunericul încorda și mai mult nervii zdruncinați de beție ai lui Slaveanov. El se bătea cu pumnul în piept, plângea, își sufla nasul în cămașă și, legănându-se de parcă îl dureau dinții, înainte și înapoi, pe patul lui Mihalenko, spunea în șoaptă tristă, întretăiată de sughițuri. Mi-e dor de pace, liniște, de fericirea simplă a unui cetățean de rând.
Mă plimb uneori seara pe stradă și din obișnuință mă uit pe fereastră prin casele altora. Câteodată zăresc o cămăruță liniștită, o lampă, o masă rotundă, samovarul. Trebuie să fie cald acolo. Miroase a intimitate, a cămin fericit, a mușcată, iar în jurul mesei tineret vesel, generos. Și tot acolo un bătrânel cu părul alb, îmbrăcat îngrijit, cu un aer de blândețe, șade ținând în mână țigaretul său de lemn de cireș și toți îi vorbesc prietenos, cu respect, iar eu, bufon bătrân, stau în stradă îngheț și plâng uitându-mă la ei. Am auzit și știu și din piese că există femei cu suflet bun, credincioase toată viața, care te îngrijesc când ești bolnav și îți rămân prietene bune la bătrânețe. Unde sunt femeile astea, Mihalenko? Am fost și eu iubit. Frate, dar ce dragoste a mai fost și asta? După spectacol porneam afară din oraș, troici, gălăgie, minciuni de oameni beți, glume de culise și cuvintele banale, murdare. Te iubesc cu dragoste neîncătușată, ia-mă, sunt toată a ta. Apoi separeuri, murdărie, dragoste la beție, rătăcitul împreună dintr-o trupă într-alta și veșnicul vodevil vechi și mășav, soțul gelos și amantul viteaz, uite așa s-a scurs viața și acum n-am pe nimeni în lume, pe nimeni, doar tristețe, ticoloșie. Știi, Sasha? Și Slavianov se aplecă la urechea lui Mihalenko, iar în șoapta lui se simțea groaza. Știi? Acum visez adesea că mă fugurește cineva. Alerg prin odăi și în fața mea sunt multe odăi, dar toate încuiate. Știu că trebuie să descui ușa neapărat, să scot cheia și să închid iarăși ușa după mine. Și alerg, alerg și mă apucă o groază de-mi vine greață, mă doare. Dar cheile sunt ruginite, nu vor să se învârtă în broască și mâinile parcă mi-ar fi de lemn. Iar el se apropie tot mai mult de mine, din ce în ce mai mult. Abia apuc să închid ușa că el se prăbușește peste ea și l-aud cum învârtește cheia în broască. Știu, simt că nu voi putea să scap de el, totuși fug dintr-o daie într-alta, fug, fug, fug mereu. Eh, lasă plânsul, Mercuri Ivanovici, îl întrerupse Mihalenko copleșit de tristețe. Dar mai rău decât orice e că mi-e scârbă de mine însumi, mi-e tare scârbă, continuă Slavianov în șoaptă pătimașă. Simt numai dezgust pentru mine, doar trăiesc din pomană. Și toți suntem așa. Cadavre ambulante, vechituri, recuzită veche. O, de-ai ști ce scârbă mie, ce scârbă! Și apucând gulerul cămășii cu amândouă mâinile, o sfâșie de sus până jos. În piept parcă-i clocotea ceva, iar umerii i se cutremurau. Pleacă, pleacă pentru Dumnezeu, Mercuri Ivanovici! Îl rugă Mihalenko, nu mai plânge, dragul meu, mi-e teamă, mi-e groază! Cu fața plină de lacrimi, clătinându-se din pricina hohotelor de plâns, lipăind pe podea cu picioarele goale, Slavianov se mută greoi pe patul său. Se mai zbătu multă vreme cu capul pe pernă, sughițând, șoptind ceva și suflându-și nasul în cearceaf. Nici Lidin Baidarov nu dormea. Fărâmiturile de plăcintă rămase sub pătură îi se lipeau de trup și îl zgâriau, iar în minte îi răsăreau numai gânduri plictisitoare, inutile, care îl făceau să se rușineze de trecut. Stacanăci, care își unsese pentru noapte pieptul și șalele cu o alifie de laur împotriva reumatismului, dufâia răsucindu-se de pe o parte pe alta. Îl chinuia vechiul lui reumatism, pe care îl simțea și mai mult pe vremea rea. Și în timp ce se ruga lui Dumnezeu gândindu-se ca de obicei la fiul său, în minte îi răsăreau cu stăruință fragmente din piese vechi uitate de toți. Numai bunicul zăcea nemișcat cu brațele încrucișate pe piept peste pătură. Degetele lui încremeniseră, iar ochii îi erau ațintiți în gol cu o expresie atât de severă și de profundă, ca și cum s-ar fi gândit la ceva uriaș ce depășea cu mult orice gânduri omenești. În ochii aceștia fixi, pe jumătate închiși, se oglindea lucind sticlos, fără să pătrundă în ei, flacăra trandafirie a candelei. Iar noaptea se scurgea neînchipuit de lungă și de tristă. Nu se luminase încă de ziua când Mihalenko se ridică deodată pe pat, cuprins de o teamă neașteptată și întrebă cu glas tare tremurător: Dorm, bunicule? Dar bunicul nu răspunse. În încăpere domnea o tăcere plină de amenințări și de pânde, iar afară vântul șuiera, aruncând năpraznic în geamuri stropii de ploaie. 1902.